fața. Thank you.
Dragi elevi, stimați părinți, după cum vedeți, am început festivitatea de încheiere a cursurilor elevilor clasei a 8-a de la școala noastră. Salutăm prezența la această festivitate a oficialităților orașului nostru. Domnul Emil Moldovan, director District Gaz Nord, Bistrița Năsăud. Comandantul Poliției orașului Beclean, domnul Ioan Lazar. Primarul orașului Beclean, domnul profesor inginer Nicolae Moldovan. Și-aș permite viitorul primar, de ce nu? Domnul director al școlii Vlaicu Săplăcan, îl știți și subsemnat. Pentru începutul activității, dau cuvântul domnului director al școlii Vlaicu Săplăcan. Stimați părinți, bunici, colegi, dragi absolvenți, lumea școlii este una în care curgerea anilor este liniștită și bine evidențiată la începutul și sfârșitul fiecărui ciclu. Sfârșitul anului școlar este o adevărată sărbătoare, școlile umplându-se de flori și zâmbete, iar pentru o clipă educația devine centru de interes național pentru majoritatea semenilor noștri. Oricum am gândit, trebuie să recunoaștem că școala face parte din viața noastră, indiferent de numărul anilor petrecuți pe băncile ei și că tinerețea noastră a trecut printre cărți și ghiozdane. Sfârșitul acestui an școlar, dincolo de momentul festiv, ne dă nădejdea și credința că în urma rezultatelor obținute am urcat o treaptă spre mai bine, spre desăvârșire. Realizările acestor copii de-a lungul anilor petrecuți în școala noastră au fost susținute de eforturi și de trudă, la care au fost chemați deopotrivă atât cei din școală, elevi și dascăli, cât și cei din afara ei, părinți, comunitate locală, autorități cu responsabilitate în domeniu și așa mai departe. Dragi absolvenți, sfârșitul clasei a 8-a reprezintă nu numai momentul despărțirii voastre de această școală, de îndrumătorii voștri spirituali, ci și ieșirea din tărâmul miraculos al copilăriei și alegerea drumului spre adolescență, spre alte zări mai apropiate sau mai depărtate. Sunt convins că fiecare dintre voi dorește să închidă acești ani ai copilăriei într-o odaie sacră a sufletului pentru a o vizita ori de câte ori gândurile, asemeni valurilor mării, vor vibra în acordurile mai line, ori mai alerte ale clavirului vieții. Parcă ieri erați în primele clase primare, plin de emoții și speranțe de viitor. Anii parcă au zburat și iată-vă la sfârșitul clasei a 8-a, moment în care fiecare dintre voi trebuie să ia prima mare hotărâre în viață. Oare ce voi face mai departe? De astăzi, mintea și sufletul vostru încep să-și țeasă singure viitor. Un viitor pe care eu și toți colegii mei din această școală vi-l dorim ca și părinții voștri de altfel, plin de soare și liniște. Dar în această lume, în care mișcarea, căldura și puterea există, chiar dacă eu nu vreau să le spun pe nume, în această lume, la mulți dintre voi, lacrimile de bun rămas nu mai au gust de sare, ci de pași, de primii pași într-o lume nici prea bună, nici prea rea, o lume în care începe să trăiți.
Această zi marchează o pagină colorată din viața voastră și sper că intuiți profunzimea acestui moment în spatele unei viziuni policromatice, iar mulțimea de sentimente vă invadează sufletele asemenea unui râu cu apă binefăcătoare, pură și limpede. Dragi absolvenți, de-a lungul acestor ani, prin râfna la învățătură, ascultare și receptivitate, ați fost dornici de a lua hrana spirituală din slova cărților și din știința dascălilor voștri, ca să creșteți frumos și înțelept spre mândria părinților voștri, dar și a noastră deopotrivă. Prin voi, noi vom dăinui, lăsând din sfințenia gândului curat în fiecare din firile voastre și punând peste timp pe cetea acestor locuri pitorești, așa cum au spus-o la vremea lor Rebreanu și Coșbuc. Sunt convins că veți aduce prin osul vostru de recunoștință tuturor acelora care cu răbdare au îngrijit grădinile claselor voastre, unde flori multicolore s-au înviorat, luându-și seva din izvoarele limpezi ale cunoașterii. Asemenea vouă, de-a lungul anilor, generații după generații vor înălța cântecul lor în marele univers, care îl va transforma în steluțe ce vor străluci în fiecare seară și vor veghea asupra fiecăruia dintre voi. Mult succes la examenele care vă așteaptă! Din partea Comitetului de Părinți al Școlii, dăm cuvântul domnului Lazar Ioan, comandantul Poliției Orașului. Da? Permiteți-mi să vorbesc de aici. În calitate de părinte și în primul rând de părinte, vreau să mulțumesc tuturor cadrelor didactice din această școală pentru eforturile pe care le-au făcut în educarea copiilor noștri și cred că sunt în asentimentul tuturor părinților care se află aici să mulțumim celor care s-au ostenit pentru ca ei să învețe și să acumuleze cunoștințe, să poată să meargă mai departe, să iertați pe copii pentru ceea ce au greșit în fața dumneavoastră. De asemenea, copiii trebuie să rețină și să înțeleagă, să rețină lucrurile bune care le-au fost transmise, să le ducă mai departe și de asemenea să rețină că acesta este un prim pas, eu zic mare, dar nu exagerat, este un pas decisiv, hotărător pentru destinul mai departe. Le urez mult succes în examene, în viață, mai departe, de asemenea cadrelor didactice, multă sănătate, spor la muncă și vremuri mai bune. Mulțumesc! Mulțumim domnului Ioan Lazar, reprezentant al Comitetului de Părinți de școala noastră. Dau în continuare cuvântul domnului primar al orașului, domnul profesor, inginer, cum am spus, Nicolae Moldovan. Astăzi voi fi chiar foarte scurt. Voi fi mai lung din 7 încolo. Ca să nu dăm prilej unora să mai aibă subiecte de înșoptea domnul director de cârcoteală. Eu zic subiecte de discuții. Eu am venit aici pentru acești copilași minunați, pentru acești elevi și eleve extraordinare, mai ales că au și niște culori la îmbrăcăminte care mie îmi plac. Îmi place foarte mult roșu, îmi place foarte mult albastru și îmi place și mai mult albul. Dar îmi place și galbenul, și portocaliul, și uneori și negrul. Practic îmi placeți toți. Și vreau să felicit și eu cadrele didactice, profesorii, care eu spun și subliniez, avem în orașul Beclean cadre didactice extraordinare. Nu spun de dragul de a-i impresiona, ci știu clar, am fost elevul acestor școli și acești profesori m-au învățat tot ceea ce trebuia în viață. Nu alții,
Nu mi-a trebuit de Bistrițeni, nu mi-a trebuit alții din alte locuri mult mai înalte, ci aceștia mi-au dat cei 7 ani de acasă, dacă vreți. Acești profesori au pus tot ce am avut mai bun în construcția caracterului. Dânsii construiesc caracterele copiilor noștri și trebuie să le mulțumim. Le mulțumim și vouă, care acum sunteți la acest prag, vă urez mult, mult succes din cauza că aveți nevoie. Și tot să luați examenele așa cum vi le doriți. Și să ne revedem în clasele a noua, tot la liceele din orașul Becan, că sunt cele mai bune licee, dacă vreți, din județ. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului primar pentru cuvintele deosebite, pentru îndemnurile făcute, pentru curajul care l-a acordat absolvenților și reușita lor pentru anii care urmează. În continuare, urmează ceremonia de predare a cheii, clasa a 8-a spre clasa a 7-a. Dragele slujitori, dragele slujitori ai acestei școli, plecăm astăzi și lăsăm în urma noastră amintiri de neuitat, amintiri ce nu vor pieri niciodată. Păstrăm zâmbetele și lacrimile, liniștea și durerea, certurile și clipele de înțelegere. Am trăit aici clipe fantastice și am fost alături de voi, iubiți elevi, atâția ani. În această școală am învățat să fim oameni. Aici am avut parte de înțelegerea profesorilor și tot în acest decor am trăit alături de voi. Am fost mascote pe o scenă de bazm. Ați fost curcubeul ce ne-a ajutat să zburăm spre orizontul plin de cifre, litere, reacții sau înțelesuri nedeslușite. Ar fi normal, ca fiind mai mari, să vă dăm câteva sfaturi și să vă fim modele. Nu trebuie să faceți nimic altceva decât să credeți în voi și să vă gândiți că speranțele nu mor niciodată. Nu disperați când luați o notă mică și nu vă bucurați prea tare dacă soarta vă zâmbește. Să ne gândim că și Ștefan cel Mare și Sfânt ținea post după lupte, chiar dacă era învingător în semn de mulțumire lui Dumnezeu. Oare noi îi vom putea mulțumi vreodată lui Dumnezeu pentru toate ce le face acum pentru noi? Această zi, poate, pare una oarecare pentru voi, dar pentru noi această vinere simbolizează sfârșitul unei importante etape din viața de elev și începutul alteia. Probabil vă întrebați de ce atâtea lacrimi pentru o simplă despărțire. Răspunsul este unul simplu. Ne despărțim de voi, colegi dragi, de această școală minunată și de clipele petrecute aici. Aceste lacrimi sunt, de fapt, viața noastră. Sufletul ne devine astăzi mai cald și mai aproape de noi, iar ființa din noi se contopește astăzi cu nostalgia. Și acum ne adresăm celor mari, celor care, începând de astăzi, vor deveni părinții celor mai mici. Noi plecăm, iar voi rămâneți, iar ca simbol al trecerii timpului vă dorim această cheie. Cu aceasta veți putea deschide ușile cetății magice, veți putea descoperi toate tainele vieții. Veți avea de trecut peste multe, iar poarta spre fantastic veste încă deschisă. Cu această cheie veți putea traversa granițele terestrului și veți ajunge în universul prea mult visat. Un univers nu în întregime presărat cu bucurii, ci unul în care veți avea și obstacole. Și totuși, acestea nu vă vor marca, deoarece întotdeauna binele învinge răul. Cu puțină creativitate și originalitate, puteți transforma întreaga lume într-o fâșie de rai.
Un colțișor al cunoașterii și al zborului spre absolut. Noi am adus mândrie școlii și ne punem speranțele în voi și în puterile voastre. Vă cunoaștem ca fiind niște învingători și suntem convinși că așa veți rămâne în continuare. Și acum, în final, din partea tuturor elevilor claselor a 8-a, mii de mulțumiri celor care ne-au fost aproape, profesori, învățători, colegi mai mari sau mai mici. Stimați profesori, părinți, dragi absolvenți și colegi, clipa pe care o numim an de gimnaziu își închide acum ochiul sub geama de pădure din jur. Noi suntem copacii jurului și primim azi cheia ca un simbol al gândurilor unei generații. Ea poartă bucuria unei vârste, iubire și speranță. Pentru noi ați fost și veți rămâne și colegi și prieteni. De aceea, despărțirea de voi este plină de lacrimi, de bucurie și tristețe. Parafrazându-l pe Nichifor Crainic, spunem cu emoție: de aici vă înfloriră, șai se scuturară, în mersul vremii, macii copilăriei voastre. Aici, spun eu, în mijlocul unei familii, unde v-ați purtat pașii cu încredere și vis. De acum suntem responsabili să dăm un puter celor mai mici și promitem că nu o să vă dezamăgim. Zilele care vin o să fie pline de emoții create de examene, iar noi vă dorim mult, mult succes. Zborului ce începe acum îi dăruim cu dezanță și puterea de a spune: sunt unic, pot învinge. De toate casele de modă din țară, Loredana Olta, premiul întâi. Într-o chipare a blândeții emană atâta bunătate, nici cu vocea nu poate să atingă pe cineva. Rus Florina, premiul 2. O fată ambițioasă, cochetă, pare firavă, dar știe să lupte pentru un vis. Hrițuleac Delea, premiul 3. De o bunătate rară, dar câteodată aș dori să fie un pic mai rea cu ea, să prea mai mult de la ea. Vodă Maria, mențiune. Grijă de mine când mă vor năpăti bolile. Îi doresc din suflet să fie așa, Ioana Chicior.
dar a reușit să se integreze și mai ales să se impună, Borec Vasile. L-am convins fetele să-și schimbe opțiunea pentru profesie, inițial opta pentru teologie. Serioasă, săcuincioasă, dar curajul se află neamort de frică. Pop Bianca. Am descoperit în ultimul timp o schimbare. Era un băiat retras, timid,
Ei, dar acum este altul și păcat că s-a terminat anul școlar, pentru că urma să-l vedem altul sau altfel și în catalog. Dar cu siguranță asta o să arate acolo unde va merge. Nemeti Claudiu. Sincer, și el un mare fotbalist, dar și-a propus să devină cel mai bun mecanic auto din sud-estul Europei. Lăsat Cristian. Întotdeauna îngrijit, preocupat de ținuta lui, nu a vrut să spună, dar eu cred că el se pregătește pentru un concurs de mister. Îmi pare bine că până la urmă s-a lăsat convins să vrea și el ceva de la viață. Man Adi. La fel ca și Adi, ținuta Stas, dar îi doresc mai multă ambiție în tot ceea ce face, Lili Farcaș. Se acordă elevului Borec Vasile Oliver, un băiat cu o pronunție clară, un băiat cu ochi albaștri, un băiat modern. Elevei Vodă Maria, cu ochii tot albaștri, elevei Olta Loredana, și elevei Rus Florina.
Teatrului Vechean, cât și cu o bună participare și cu foarte bune rezultate la nivelul județean, Poenariu Andreea, clasa 8-a D, îi doresc să ajungă o a doua gazie la Savo. Religia. Pardon. Nu face știință, ci conștiință. Și am început. În clasa 8-a D am obținut premiul întâi, faza județeană și mențiune, faza interjudețeană. Datorită elevei, Rus Florina. Și o felicit din tot sufletul. Doresc să-și urmeze drumul pe care și-a făcut. Și pentru rezultate foarte bune, o Bianca, Olta Loredana și Bore Casa. Și în special aș vrea să felicit elevii care au fost o parte integrantă a corului celebr, în special domnișoara Vădă Maria, Roșiu Alina și Vivian Mihaela, pe care le felicit și le mulțumesc că ne-au reprezentat școala la faza națională a concursurilor corale. Felicitări! Tace, doamna dirigintă, profesor Florina Crivian. Mulțumesc! În ultima vreme n-am mai scris nimic pe foaie pentru că mi-am dat seama că nu mi-a dat niciun folos. Și pentru că aici s-a vorbit despre culori, aș vrea să vă spun că eu prefer o culoare. Se numește încrederea. Câteodată încrederea are culoarea roșie. Câteodată are culoare albă sau albastră. Câteodată este mai intensă sau câteodată este mai simplă și mai modestă. Pentru mine, clasa a 8-a C, ca dirigintă, a însemnat să îmbrac în fiecare zi o haină a încrederii. N-aș fi avut în altă parte ocazia să fac acest lucru. Dragii mei, aș vrea să vă mulțumesc, în primul rând, pentru că am trăit împreună aceste lecții deosebite, lecții de înțelegere, de muncă și îmi pare bine că la sfârșitul acestor eforturi pe care le-am depus în acești 4 ani, astăzi pot să mă bucur de rezultatele pe care le-ați obținut împreună cu voi, părinții voștri și cadrele didactice. Am să-mi fac datoria să vă prezint catalogul clasei. Pacio Alexandra, handbalista noastră. Baltă Maria Floarea, zâmbetul etern al clasei noastre. Beudean Dora Nicoleta, cea care nu se lasă bătută. Beudean Paul Mihai, fie că îi spuneți uciuș, fie că îi spuneți bateți coasta, oricum vreți, este cel care a dat tonul multor lucruri frumoase în clasa noastră. Bolbos Flaviu, sper că este aici. Bolbos Flaviu, un prieten la nevoie. Căinar Emilia, primăvara în persoană. Ciupotar Andreea Ioana, a doua Andreea Marin. Cârc Andreea. Speranța și dragostea și răbdarea întruchipată. Corcea Cătălin Alexandru, un om pentru suflet. Cristuț Mihai, un luptător care întotdeauna câștigă. Terța Alexandra, cea care va învinge prin originalitatea ei. Filip Ana Maria, talentata clasei, muziciană și, nu în ultimul rând, un spirit obiectiv. Coșta Luisa Adelina, a
fost și toamna clasei, dar întotdeauna a fost înfloritoare. Miron Anca Valeria, aș vrea să fac o mențiune. S-a spus că sunt elev care calcă pe urmele Gabrielei Sabo. Eu cred atunci că Anca Miron va călca pe urmele campioanei mondiale atunci. Pentru mine Anca Miron este o campioană și va rămâne așa pentru multă vreme. Moldovan Bogdan, omul surpriză. Moldovan Larisa Emanuela, povestea clasei noastre sau rețeta clasei noastre. Mureșan Daniela, cea care luptă și învinge. Mureșan Maria Claudia, sensibilitatea în persoană, simplitatea și frumusețea la modul desăvârșit. Năstuță Ioan Andrei, omul care nu știe niciodată de unde vine, încotro se duce, dar care totdeauna e acolo. Pop Emanuel. Pop Emanuel, unde ești? Sper să te văd. Te-am găsit. Emanuel, știu că îți place albastru. Întotdeauna să îi ajut pe ceilalți să fie credincioși și să spere mai mult. Cornel. Prieten e puțin spus. Prieten, încă o dată, e puțin spus. Rus Andreea, un spirit obiectiv și critic. Rus Loredana, o fată care trebuie să aibă curaj mai mult. Tuțiana Maria, omul de care nimeni nu trece niciodată. Ștefan Ionuț, nu doar un fotbalist bun, ci și o fereastră a sufletului din care dragostea și înțelegerea întotdeauna curge spre frumos. Vlad Adrian, omul de care trebuie să ai grijă, pentru că sunt mulți și multe care vor să pună mâna pe el. Degrean Flavia, omul care a ajuns la capăt învingător. Zinveliu Oana Daria, o fată multilateral dezvoltată. Și-am încheiat citatul. Și Bânderea Ana Maria, surpriza clasei a 8-a C în semestrul al doilea. Dragii mei, m-am gândit și eu cu ce anume să vă fac să nu uitați aceste momente. Și în final, aș vrea să vă spun că ceea ce purtați pe capetele voastre a fost singura soluție. Într-adevăr, voi nu sunteți absolvenți de universități. Dar aș vrea ca ori de câte ori priviți acele frumoase pălării, să vă gândiți că ori de câte ori vă puneți ținte înalte și luptați pentru ele, întotdeauna veți câștiga. Aș vrea ca peste ani și ani să mă întâlnesc cu învingători în toate domeniile pe care voi sperați să vă instruiți. Multă baftă la examen, mult succes, multă sănătate și fericire tuturor. Și mai ales să nu uitați niciodată că Dumnezeu există și că e alături de noi. Și aș vrea să vă spun că acum voi vâna premiile, dar nu înainte de a face o precizare foarte importantă. Aș vrea să spun că aparține onoarea de a prezenta premiile 1, 2, 3 și 4 celei care voi obișnuia să-i spuneți a doua voastră dirigintă, doamna Felicia Corcea. Aș vrea să o invit aici lângă mine. Doamna Felicia Corcea n-a fost numai dirigintea voastră, ci și a mea, să știți. Deci dânsa n-a avut 29 de copii, ci 30 cu mine. Chiar dacă sunt ultima, niciun lucru. Dânsa a luptat împreună cu voi și cu noi și de aceea cred că mi se vine această cinste de a prezenta eforturile voastre. Mulțumesc! Premiul 3, Moldovan Larisa. Premiul 2, Zegrean Flavia. Premiul 1, Corcea Cătălin Alexandru.
Și premiul 2, doamna Crivianu, mi l-a încurcat, frat Adrian. În continuare, mențiunea... Mențiunea întâi, Mureșan Maria. Mențiunea a doua, Mureșan Daniela și Pop Cornel. Așa să vă spun că au stat în aceeași bancă și că aceste premii s-au molipsit unul de la celălalt. Mențiunea a treia, domnișoara multilateral din Velioană. Unde ești? Tot premiul al treilea, dar nu tot așa de mult multilateral dezvoltat. Pop Emanuel. Mențiune, mă iertam. Nu vă mai spun că am emoții, că se vede. Emilia Căenar. Nu s-a lăsat mai prejos. Mențiunea patru. Și Hojda Luisa Adelina, la fel, o premiantă. Pe cinci. Ca să câștigăm puțin timp, Bacio Alexandra, mențiunea 5. Filipana Maria. Rus Andreea. Văzăra Ana Maria și Valda Maria Uta. Câteva mențiuni, în ordine, Bolbos Flaviu, Rus Loredana, Rus Loredana. Acum am să dau două premii speciale și apoi am să aștept până când îmi va veni rândul ca să ofer și distincțiile pentru disciplina pe care am predat-o, muzica. Dar am două premii pentru cei mai buni sportivi din școală și din clasă. Îmi pare bine că au fost în clasa 8-a C. Este vorba de Cristuț Mihai și Anca Miron. Mulțumesc, Anca. Anca. Am zis că sportivilor nu trebuie să le dăm în primul rând cărți și ceea ce îi menține în condiția lor fizică. Am mai obținut rezultate deosebite, Tofan Ionuț. De Tofan. S-a pierdut de mic ce e. Nu s-a pierdut. Felicitări!
Și acum am să mă retrag până ce să vină din nou. Invită domnii profesori care au distinții și premii să discute. Pictorii clasei a 8-a C sunt următorii: Bob Cornel, Mureșan Daniela, Versa Alexandra, Balta Maria, Bacio Alexandra, Pope Emanuel, și Vlad Adrian. E pentru rezultate deosebite obținute la chimie și pentru participarea la Olimpiada de chimie faza județeană, care a avut loc în 21 februarie 2004, elevei Mureșan Daniela din clasa 8-a C. O să-i dau și un memorator de chimie pe care să-l folosească în clasele 9-12 următoarea dedicație: să rămâi mereu în rândul întâi, aceeași devotată pasiunii tale, modestă și încrezătoare. Daniela Mureșan, îi doresc succes, îi doresc să ajungă farmacist așa cum vrea ea și să rămână la fel de încrezătoare și cu minte. Pe Mirona Anca Valeria din clasa 8-a C pentru întreaga activitate sportivă desfășurată de-a lungul celor 4 ani. Aș vrea să menționez că începând din clasa 5-a, această elevă a luat locul întâi de fiecare dată la cross, a făcut parte din echipa de tetratlon a școlii noastre și din echipa de handbal a școlii noastre. Este o adevărată sportivă, un exemplu pe care voi, mulți dintre voi ar trebui să-l urmați. O felicităm și îi doresc numai bine, sănătate și drum drept și lumină în viață. Anca 3. În cadrul activității sportive s-a remarcat cu rezultate deosebite Baciu Alexandra, care a făcut parte din echipa de handbal a școlii. Felicitări! În luna mai a avut loc campionatul de handbal interclase. Clasa 8-a C a ocupat locul întâi. Aș vrea să le înmânez câte o diplomă următoarelor handbaliste. Baciu Alexandra. Balta Maria. Berța Alexandra. Felicitări. Mirona Anca Valeria, felicitări. Moldovan Larisa, Rusa Andreea, Moldovan Larisa, felicitări. Seche Ana Maria, Zegrean Flavia și Zimbel Ioana. La
băieți, tot în domeniul sportului, în primul rând la fotbal, clasa 8-a C, locul 1. Să vină capitanul echipei. Felicitări. Pentru participare și reprezentant al școlii în echipe de handbal sau de fotbal, Corcea Cătălin. Bolbo Slaviu Cătălin. Felicitări. Iar diplomă de merit pentru cel mai bun sportiv al claselor a 5-a, 8-a sau a 8-a, Cristus Mihai. Locul 3 la etapă de județ. În cadrul Olimpiadei Sportului Școlar. Și stai un pic. Și pentru întreaga activitate și cel mai bun sportiv, o diplomă de excepție, tot lui Cristus Mihai. Felicitări! Preșan Maria. Acord distincție pentru rezultate deosebite obținute la obiectul istorie elevilor Corcea Cătălin, media 9.50. Elevei Filip Ana Maria, 9.50. Elevului Pop Emanuel, media 9.50. Elevei Zinveliu Boana, 9.50. Mă despart cu durere, pot să spun, de un grup foarte bun din clasa 8-a C, cu care am realizat în fiecare an, de zilele școlii, seara duhovnicească. Și vă spun sincer, numai datorită lor, pentru că ei au vrut. Și le mulțumesc din suflet pentru că m-au atras și pe mine în această trăire pe care au avut-o ei. Și poate am simțit-o cu totul. Hojda Luisa, Ciobotar Andreea, Zegream Tavia, Căienar Emilia, Ionuț, Ionanta,
sfârșit au cântat foarte, foarte, foarte bine Andreea Ciobotar, Moldovan Larisa, Zimvel Ioana, Mureșan Maria, Derț Alexandra, Segrean Flavia, Filip Ana Maria, Valda Unza, de asemenea, am o diplomă de merit pentru disciplina geografie și pentru rezultatele obținute în cadrul acesteia de către Corcea Cătălin. Felicitări, Cătălin! Și unul dintre prietenii lui cei mai buni, Vlad Adrian. Dragi copii, aș vrea să... Dragi copii, închei aici. Toate diplomele pe care voi le-ați obținut arată că ați muncit, puteați și mai mult. Vă felicit pentru tot ceea ce ați obținut și doresc ca în viață să vă întoarceți cel puțin de fiecare dată și în fiecare moment, așa cum se va întoarce Cătălin spre voi acum, un absolvent care a câștigat premiul întâi. Felicitări tuturor! Dăm în continuare cuvântul clasei a 8-a B, doamna dirigintă, profesor Ligia Dănilă. Clasa 8-a B este, dacă vă uitați la ei, este la ei, la copiii acestei clase. Cineva spunea, această clasă este după chipul și asemănarea dirigei. Sper să fie așa, le doresc din tot sufletul să fie muncitori, omenoși, harnici, respectoși și tot ceea ce își doresc să realizeze în viață, Dumnezeu să le călăuzească pașii și să realizeze. Dar în primul și în primul rând să fie omenoși. Omenia este mai presus de toate, cu ea te naști. Am avut în clasă 28 de elevi. 28 au terminat. De ce spun 28? Pentru că una dintre eleve, deși a fost transferată într-o altă clasă, a fost totuși eleva clasei. În ordinea în care au terminat, Drecșan Daniela cu 9,75, ia premiul. Pe locul 2, cu 9,44, sunt elevii Leșe Cristian Araluca, Ungur Lucian Marius. Cu 9,26, Filip Roxana Cristiana, deci premiu 3. Trebuie să spun acest lucru, a fost și a rămas Daniela. Acum urmează mențiunile. Eu am să le citesc și am să rog elevii să vină în față. Cu 9 și 10 sunt doi elevi, Ungur Petruța Adriana, Sângulei Felicia Ludovica, Șoroc Erica cu 9,05, Sărmure Georgiana Alexandra 9,92, stați aici, Filipaș Sergiu Dan 8,92, Fazecaș Diana 8,92, Gabrilaș Estera 8,89, Ciubă
Loredana Lin, 886, și dacă spuneam că Daniela a fost la cârmă, o rog din nou să vină aici, te rog să faci oficialitățile care ai, Daniela, te rog să faci. Sila și Andreea, 875, Tarniță Georgiu Constantin, 873, Irja Sorina Violica, 873, Știr Paul Alexandru, 865, Gavrilaș Maria, 851, și mă opresc aici cu mențiunile. În continuare, în ordinea mediilor, au terminat Iacob Alexandru, 823, 813, Chiuzan Cătălin, Bizo Paul, 786, 786, Fazecaș Florian, la toți se trec, da? 784, Hiticaș Tiberiu, 781, Rad Flavia, Pop Maria Delia, 752, Iucea Florin Marian, 736, Balaș Sergiu, 723, 713, Cocean Liviu. Aceștia sunt școlarii meritoși din clasa a 8-a B. Am să-i las pe ei în continuare să-și spună oful. Mie îmi rămâne doar gândul și bucuria că am avut așa o clasă, chiar dacă la început nu ne-am cunoscut foarte bine, o clasă deosebită, cu copii muncitori, harnici. Au fost unul pentru unul și toți pentru același ideal, pentru a fi în primul și în primul rând oameni. Mulțumesc din toată inima domnilor profesori care i-au înțeles, i-au ajutat și i-au călăuzit în drumul cunoașterii, de asemenea părinților, tuturor părinților care au colaborat de câte ori a fost nevoie, fie la chemarea școlii, fie din proprie inițiativă. Încă o dată felicit colectivul clasei, felicit pe toți cei care s-au implicat în bunul mers al acestei clase. Da, mulțumim domnilor profesori pentru sprijinul acordat în acești 4 ani de școală și ca o mulțumire a clasei noastre dorim să acordăm câteva diplome domnilor directori și domnilor profesori. Se acordă diplomă domnului Săplăcan Blaicu pentru sprijinul acordat în clasă. Doamnei director educativ Lazar Margareta. Domnului profesor Arpăștean Aurel. Doamnei profesoare Conradi Simona. Domnule profesor Radu Zăgreanu, chiar dacă nu ne-a mai fost în acești ultimi 2 ani profesor, îi mulțumim pentru clasele a 5-a și a 6-a. Doamne profesoare Mureșan Marinela, doamne profesoare Cribeanu Sorina. Clasa 8 avea o mare surpriză, ne-ați făcut, sunt convinsă. Vă felicit și știu că întotdeauna ați reușit să fiți originali. Lângă mine felicit pe viitoarea profesoară. Îi stă bine, nu-i așa? Da! Admitere la un liceu de arte plastice. Mult succes la toată clasa!
Sila și Andreea. Câte Andreea? Leșe Raluca. Ungur Lucian. Sânculei Felicia. Șalac Erica sau Salac. Pase Caș Diana. Se acordă distinție următoarelor eleve: Fadecaș Diana, Filip Roxana, Irja Sorina, eleve care au făcut parte din echipa de handbal la școlii. Felicitări! Și tot distinție se acordă elevelor care au luat locul 2 în cadrul campionatului pe școală. Fadecaș Diana, Filip Roxana, Irja Sorina, Țărmure Georgiana, Șoloc Erica. La băieți, tot la educație fizică. Locul 3 pe școală, echipa de fotbal, 8-a B, capitanul echipei. Felicitări! Distinții pentru cei care au făcut parte din echipa școlii, handbal, fotbal sau atletism. Tarniță Georgiu Constantin. Cocean Liviu, Știr Paul Alexandru, Știr Paul Alexandru, doamne diriginte, Ligia Dămilă, în continuare, clasa a 8-a A, diriginte, domnul profesor Radu Dăgeanu. Cine credeți că este persoana care în prima zi de școală ne-a întâmpinat și ne-a ajutat să ne așezăm în bănci, deasupra cărurea ni se vedeau doar ochii negri, care nu știau ce să facă, să plângă sau să râdă? Sunteți dumneavoastră, stimată doamnă învățătoare Lazăr Margareta, pentru mulți dintre noi, persoana care ne-a învățat să ținem pentru prima oară creionul în mână, pentru a scrie alfabetul și cu siguranță, majoritatea dintre noi au reușit să citească primele cuvinte alături de noi. Ați reușit să formați din noi oameni puternici, plini de viață, un curaj, care să știe să răspundă orice provocări, să ajute pe cei nevoiași, să respecte pe cei din jur și nu în ultimul rând, să știe cum să piardă cu zâmbetul pe buze, dar totuși să fie învingător. De multe ori v-am provocat neplăceri, dar acum, la sfârșit de drum, dorim să ne cerem scuze pentru supărările pricinuite și să vă mărturisim din tot sufletul că veți rămâne o amintire vie în inimile noastre. Dragi absolvenți ai clasei a 8-a, dragi elevi, dragi părinți, dragi și invitați, dragi colegi, dată fiind încărcătura emoțională acestui moment festiv, permiteți-mi să citesc câteva gânduri care mi-au bântuit sufletul în acest sfârșit de an școlar. Au trecut 4 ani de când absolvenții de acum ai clasei a 8-a A mi-au fost încredințați spre a le dirija destinul, ca într-o schimb de ștafetă de către doamna învățătoare Lazăr Margareta. Pentru aceasta îi mulțumesc. Atunci am primit cu emoție pe bobocii din clasa a 5-a și am încercat apoi ca asupra lor să se răsfrângă benefic
experiența mea didactică a unui timp ce număra vreo 28 de ani de slujire a limbii române. Acesteia i-am adăugat vorba lui Sadoveanu, acea învățătură sufletească, care se sudează ca o veșnicie pe tinerile inimi în formare. Probabil că unii dintre acești elevi vor uita mai devreme sau mai târziu predicatul nominal, dar nu se va stinge peste an focul atâtor amintiri provocate de întâmplările pe care le-am trăit împreună, numeroasele activități frumoase în care ne-am aventurat, cu pasiune, cu pricepere, cu devotament. Am avut norocul și șansa să conduc o clasă de elevi de excepție. Au fost minunați. Niciodată nu refuzau vreo propunere. Mereu doreau să mai facem ceva. O excursie, un concurs, să mai montăm o altă piesă de teatru, să mai citim încă o pagină, să mai scotocim pe internet după o informație utilă. Trimbulinzii de altădată din clasa 5 au crescut, s-au maturizat, s-au afirmat prin numeroase succese, au clădit cu sârg la faima acestei școli. I-am privegheat îndeaproape, direct sau de după perdea unui zâmbet, a unei observații, a unui sfat. Timpul a trecut și, cum spune poetul Goga, nu câte au fost în vin în minte, ci câte ar fi putut să fie. La ceas de plecare le mulțumesc pentru colaborare, pentru iubirea lor față de limba română, pentru bunul lor simț adus de acasă. Mulțumesc colegilor care au predat la această clasă, care i-au stimulat pe acești elevi, le-au acordat încredere și în bucuria acestui sfârșit festiv de ciclu gimnazial se află inclusă și munca lor. Mulțumesc părinților care m-au sprijinit, care au fost părtași la împlinirile noastre, la inerentele potigneli, la bucurii și la dezamăgiri. Totul a fost minunat. Le doresc elevilor mei succes la testarea națională, noroc în viață, încredere în forțele proprii. Sentimentele mele grele, generate de aceste momente, le-am transpus într-o poezie pe care îmi permit să vă citesc. Și invit să facem o ultima lectură împreună. În timpul lor, elevilor mei din clasa 8-a, m-au primit în timpul lor ca pe un călător care se alătură caravanei pentru a ieși din pustiu. Ei veneau din poveste, se mai jucau încă de Elena Cosânzeana, mai încălecau uneori pe calul lui Făt Frumos. Eu nu mai veneam de niciunde, eram acolo printre ani spălându-mi mâinile cu silabe. Îi așteptam cu Nichita Stănescu, cu Tava Cujăratic, pe care se perpela predicatul nominal. M-au primit în timpul lor Avram Rareș, Boz Mihai, Bradea Radu, Kendrian Sabin, Chila Roxana, Corabian Andreea, Cosma Claudiu, Goia Victor, Greluș Gheorghiță, Lazaranca, Magda Iris, Magda Oana, Măluțan Oana, Moldovan Călin, Negra Oxana, Negru Antonia, Orban Paul, Pop Adrian, Pop Larisa, Răpan Iulia, Rus Marius, Rusan Paula, Suciu Vasile, Sin Ionut, Suia Samuel, Veclenis Paula, Veja Ioana, Vlas Andreea. Alături de ei deveneam tot mai tânăr. Împreună preschimbam timpul în curcubeu, îl aruncam înspre zariștea stelelor, delimitându-ne foarte sigur paradisul nostru. De la o vreme, aburi de neliniște se adunau peste râsetele lor albastre. Le presimțeam intențiile. Se pregăteau de plecare. Prin ghiozdane și ascundeau aripile. Le încercau din când în când, în lipsa mea. Tot mai aproape era ziua când acest timp se va închide singur între copertele catalogului, ca într-un ierbar al amintirilor. Încă un pas. De dincolo de prag, ultima privire, ultima fotografie, ca o îmbrățișare culegând ochi visători. La urmă, împărțeam aceeași lacrimă. Jumătate ei, jumătate eu. Fiecare ascunzând-o în scoica lui ca pe o perlă pentru clipele de înfrângere. M-au primit în timpul lor Sarmală, Bățu, Brădos, Fiștiuc, Chira Eleva, Curamet, Cosaș, Gogoșar, Greieraș, Șefa Greilor, Șoricel, Omuleț, Consoarta, Șobo, Xacilina, Șoncherec, Frișcă, Bebelașul, Struțulica, Boca, Coperiș, Rocherița, Jamal, Jarchi, Otiuc, Fotobodeau, Beșa, Pisicuța.
acum la sfârșit de poveste, cu pași nesiguri cobor treptele de marmură în locuțiunile sufletului meu. Toată vara mă vor locui perpendicularele melancolii. Până la toamnă mă voi odihni în visele lor. A fost o clasă de excepție, de la media 9.94 la ultima medie 7.76. Avem următorul clasament. O să citesc clasamentul și pe urmă o să distribui premiile, distincțiile, diplomele. Suia Samuel, locul premiul întâi. Să vină copiii aici în față. Negra Oxana, premiul 2. Negru Antonia, premiul 2 cu aceeași medie, 9.92. Becleniț Paula, Avram Rareș, Lazar Anca, premiul 3. Mențiune 1, Magda Iris. Mențiune 1, Măluțan Oana, aceeași medie, da? Se înțelege. Mențiune 2, Magda Oana. Mențiune 3, Corabeana Andreea. Mențiune 3, Beja Ioana. Mențiune 4, Voia Victor. Mențiune 5, Bradea Radu. Mențiune 5, Greluț Gheorghiță. Mențiune 5, Moldovan Sorin. Mențiune 5, Râpan Iulia. Mențiune 6, Vlasa Andreea. Mențiune 7, Gândrean Sabin. Mențiune 8, Larisa. Mențiune 9, Sin Ionuț. Mențiune 10, Cosma Claudiu. Și m-am oprit la media 9.05. Dar știm cu toții că dăruind câștigi.
Da, am câștigat multe satisfacții și mulțumiri la olimpiadele și concursurile de matematică. Astfel, Soia Samuel a fost 4 ani de zile la rând cel mai bun din județ. Aplauze pentru Soia! Și participant la faza națională de matematică, unde a luat mențiuni și ne-a făcut cinste. Îi urez și în continuare să fie mereu cel mai bun, iar norocul să meargă în mână-mână cu mintea sa strălucită. A fost o clasă cu un procent cel mai mare din cariera mea de matematică, procentaj cu elevii buni la matematică. 56% din elevi cu media 10 și 9 până la 9,50. Aplauze pentru clasa 8-a! Amintim participanți la olimpiadă, faza locală și câștigător și participanți la faza județeană, Vorobean Andreea, Beja Ioana, Negrea Oxana, Negru Antonia, Avram Rareș. Au câștigat locurile 1, 2, 3, 4 la olimpiada locală de matematică, participând astăzi la județ, unde au obținut punctaje frumoase. Au participat și la concursul Pau Tanco, unde Lazar Anca și Negru Antonia au primit mențiuni. Trebuie să amintim și pe alții elevi foarte buni cu media 10 la matematică. Râpan Iulia, Goia Victor, Măruța Oana, Moldovan Sorin, Beclenis Paula, Pobla Risa, Greluș Gheorghiță. Și pot să mai continui încă, fiindcă mai multe jumătate din clasă au fost elevi de excepție. Puține sunt cuvintele unui profesor de matematică, dar cu aceste în orice împrejurare. Ai fost în frunte la județ și ne-am mândrit cu tine să ai de acum drumul drept și în viață numai bine. Profesor de matematică, Bean. Asta e a ta. Și acum să vă dau premiile. Aici, fiecăruia se află sabia de mareșal. S-au remarcat în mod deosebit prin rezultate obținute la obiectul istorie, media 10 și participarea la olimpiada de istorie la nivel de județ, unde au obținut rezultate bune și foarte bune următorii elevi. În ordine alfabetică, Negrea Oxana Mălina. Negru Antonia Sorina. Dar acestea, pentru că și eu odată cu trecerea timp. S-a uitat toată lumea? Nu, nu s-a tot doamna profesoară de muzică Sorina Giganu, Sfântul Părăsească. Deoarece dânsa are un loc special pentru nimeni. Adina. Nana. Nana. Nana de dura. Adina. Nu mă duc cu la fetele noastre. Thank you.
Nici un sfert, nu? Nu mai mult, că așa am promis că lași un sfert să ies. Da. Eu cam încerc să fiu neamț la chestiile astea. Da-i aici sau da-i acasă? Monel. Mă, pe noi nu, mă. Pe noi nu, Vasile. Yeah.
Bună seara la toată lumea! Conform obiceiului trebuie să spun două cuvinte. Și se va vorba de neamului dacă trăbătrăm. Stimați colegi, părinți, dragi copii, iată că ne vedem după atâția ani de școală, 8 la număr, am ajuns și la banchetul festiv ocazionat de terminarea clasei a 8-a. Vă văd atâta de frumoși, după ce mi-ați format o impresie deosebită vineri la cursul festiv, și trebuie să recunosc că a fost cea mai frumoasă festivitate de când sunt eu la școala din Grăjdanu. Vă văd acum, repet, atâta de frumoși și nu pot să nu apreciez efortul pe care părinții voștri l-au făcut să vă cumpere rochii, costume și așa mai departe, că să și efortul pe care l-au făcut ca să facă să realizeze această masă frumoasă. Și sunt convins că examenele care vă așteaptă nu o să ne înșelați așteptările nici lor și nici nouă. Și o să arătați la toată lumea că sunteți adevărați reprezentanți, că o să duceți faima școlii noastre acolo unde veți pleca, la școlile din Beclean sau din alte localități din județul nostru sau din alte județe. Să nu uitați niciodată de școala de la care ați plecat și oricând veți fi bineveniți acolo. O să fiu scurt, vă urez distracție plăcută, să aveți grijă să nu faceți prostii, să vă faceți de râs la acest chef. Vreau să fiți la fel de frumoși și de bine dispuși și atunci când veți pleca acasă. Și ca orice masă creștinească, propun să începem cu o rugăciune. O să rog pe colegul vostru, Rădu Cucurea, să zică un tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, ființească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitelor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și mărirea. Mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Thank you.
Cine ce cu chitarele?
Thank you.
Thank you.
scurtă pauză, după care revenim la distracție. Yeah.
partea lui Vilzo, Bala și Man pentru domnul Arbăștean. Let's go.
mulțumim special pentru Uța! Ce mă, 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 ce
legea pentru Seba Greilor. Cic, 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 pogodișcă, mi treba ștravi godi. Cic, 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 pogodișcă, mi treba ștravi godi. Bădă para, bădă sata, diamantino covrata. Bădă para, bădă sata, diamantino covrata. Thank you.
poartă e femeia, spune că la ea e ghea. Dar e un puiat rău și așa fi mereu. Pe poartă e femeia, spune că la ea e ghea. Dar e un puiat rău și așa fi mereu.
Vasile Silviu!
Și pentru creierea să o încântăre. Și în special pentru Spaniolo. Și pentru Manu. Motomodelo. Organizatorii acestei petreceri vă roagă foarte frumos să nu mai ieșiți afară cu pahare și sticle de suc sau bere, că... Și în special pentru Beudian. Și Năstuță, și Manu, și toți elevii. Și în special pentru toată clasa 8-a C. Și clasa 8-a A. Și clasa 8-a B. Și clasa 8-a D. Și Alina Roșiu. Pentru Cete și Florin Mar. Și în special pentru cea mai bună profesoară de matematică, doamna Berian Marina. Hey!
Din partea lui Născuță și Fiu pentru doamna profesoară Stupina Mirela. Thank you.
pentru o veste special pentru Ghiță și Oana. Și pentru Alin Mălinaș. Pedro Nares și Andreea.
tânării noștri. Și pentru suculei,
legea. Și de partea lui Prizo pentru Chira Oana și Ghiță. Și din partea lui Manu pentru Palaș, Prizo și Beudean. Și pentru Corăbean și Rareș. Și din partea Ancăi pentru doamna profesoară Arpăștea. Și din partea lui Dumnezeu pentru doamna Șanta Silvia. Din partea...